Salut, prieteni, bine ați venit la un video cu fanul nostru ce prezentate e Game Changers, am zis asta de 100 de ori aici la Gamescom și jucăm în sfârșit o finală de Europa League, că n-am prea făcut asta. Să jucăm cu două echipe de Europa League din Anglia, Arsenal versus cine altcineva dacă nu Chelsea Londra, London Derby, un fel de London Derby. Finala UEFA Europa League, hai dă-i acolo că să vedem echipele. Pe lui Arsenal cam știți echipa. Se joacă noaptea pe ce stadion? Olimpic. Mamă, ce urât e ăsta. Jucăm pe velodrom, știi ceva? Că e frumos pe velodrom. Frumos, acolo, în pănie, Dion Oblemenco. Yes. Hazard 91. 90 reaction. 95 agility. Finale de Hazard, iar pierd. 95 dribbling. De ce joc eu mereu cu echipa mai slab? Ce asta? Hoții. I-a dat 4 stele skin room Aubameyang. E chiar ok. Nu e rău Arsenalul. Echipă bună. Dar nu ca Chelsea. Cante 89. Da, Luiz. Da, n-am portar. Ce crezi? Joc cu Kepa. Kepa? Omega Alan lor. Și Kepa. Da, mă, da. Milan Peleno care are 84. Nu e așa rău. Olivier Giroud. Olivier. Da, cam asta e echipa lui. Uite-l și pe ăsta, Ampadu. Mamă, dar ce freze au ăștia. Amausu. Ia uite-l pe Gwen Duzi. Și Smith Rowe, care are 59. Mai bine era Vlad Dragomir. Adevărat. Hai să vedem grafica de la UEFA Europa League. Europa League, da. Să vedem. Da. Uite, mare, frumos. Mare Chelsea acolo. Dacă da. Nu e și Arsenal, e iar hoție. E și Arsenal aici, mă. Finala Europa League. N-am jucat nici o finală de Europa League. Iată trofeul Europa League. Super tare, uite ce bine arată. Nice. Frumos, frumos. Arată foarte frumos. Stadionul împărțit pe jumătate. Da, fix pe jumate, știi, că nu există. Hazard. Eram sigur. Mai bine te ducea la Real. Te băteam acum. Hai, imnul. Unde e imnul? Ai auzit vreun imn? Unde a fost imnul? Imnul Europa League. Nu prea. Nu prea imn, ca să zic așa. Nu prea imn? Nu prea a fost. N-am auzit nimic. Aubameyang. El trebuie să ducă Arsenalul mai departe, mă. Aubameyang, haide, Eli, să dăm. Tare bandaje. Asta e. Frumoasă grafica. Mamă, de era FCSB cu grafica asta, așa, ce frumos ar fost, dar n-avem echipă românești. E cu Norwells? A, nu, finala Europa League. Să anunci, că finala Europa League, n-ai văzut? Mamă, cum a trecut pe acolo? Centrarea nu era, dar e a mea, uite-l acolo în față, băi, Kanté. Da. Stai puțin. Dă-i. Vezi că e negru, ce tare e. Mi se pare mai șmecher când e pe negru decât e mai șmecher așa. A trebuit să fie tot jocul așa. Cu albastru ăsta. Nice. Bine aici, Mustafi n-a fost, mă. Da. Nu știu ce să zic. Tirar el de fault, fluieră tot ăsta. Dar n-am cursor din ăla. Lol. Da. Păi nu mai. O, ce recuperare. Du-te. Și e fix la cazet. La caz. Luiz în spatele său. Nu. N-am bătut și eu de faza aia, mă, n-am mai putut să alerge. Asta e marea problemă la FIFA momentan. N-ajung jucătorii până la partea că pleacă de la jumate. Da, și pierd suflul destul, de fapt, ca în viața reală. Că, realistic vorbind, un jucător nu bagă... Hai, Mkhitaryan, hai, mă! 20 de sprinturi pe meci. Așa e. Dar e început de meci, a trebuit să poată să alerge jumate de teren. Minutul 20. Nu prea mi-a plăcut că l-a ajuns Luiz. Bine, și Luiz are viteză, nu e chiar. Ăla-i mă! Kepa! Frumos l-a scos pe Luiz acolo din joc. Înlocuitorul lui Courtois. Kepa! Mingea e bună! Ce volet! Este foarte tare. Jocul este ăsta să continue. Îmi place. Joc mai liber așa. Nu cu multe întreruperi. A încercat frumos. Trebuie să facem oare aici, o zi.
N-am mai avut pe unde. Rams. Offside, offside. A fost. A fost, ce? Îmi place mult grafica. Lerin. Bună și la casă. Centrarea, e un Pameang acolo, Kepa. Firar el să fie. Și William scapă no, aici no, no, singur no, no, să no, vedem. Leno, Canoier. E Leno acolo. Lui e foarte bun. Aspiricota joci? Da, da. E bun, m-am uitat. Da. Granit, Ceaca, Mkhitaryan! De ce le ratez așa, doamne, cum le scoate omul? Mai încercăm un corner. Poate Ozil se duce și el spre mine și ce-a fost? Fault în atac. Da. Oare o ia la casă? Cât de aproape. Dacă era Aubameyang, cred că l-a ajungea acolo. Bună, bună idee. Dar l-am pe Leno. Fault. Ai făcut fault, trebuia să o lași așa. Aveai out. Am zis că poate. Am zis că poate. Era greu. Uite, Leno de două ori a ieșit foarte bine. Chiar îmi place, e portat foarte mult. Nu știu dacă o să fie foarte scump, având 84 la Ultimate Team. Dar e destul de decent, da. Merită, știi? Să-l iei, dacă ai echipă de Premier League. Bine. Hai mă, băieți, cu puțină magie. Nu acolo. Puțină magie de la Aubameyang. Pierre-Emerick. Aubameyang, bară gol, așa se șutează. Aubameyang, du-te la cameră, du-te la cameră. Nu, se duce la cine? La cineva acolo, la rezerve, uite. La Welbeck, pe care îl ține pe bancă, dar Welbeck îl ridică în slăbi. Bravo, Aubameyang. Că dă mai multe goluri, pentru că mie îmi place să-mi iau câteva mii de... câteva zeci de mii de euro pe lună, sute de mii de euro pe lună și să... nu joc. Eu ce frumos finesul ăsta, da? Frumos. Așa am tras bine în sfârșit. Și minutul 45, 1-0. Da. Na, a luat-o. Fii atent! Mare, oho! Pe jos! N-am avut timp să dau timing-ul. Dar ce pas! Ce pas! S-a dat finala de Europa League. Frumos. Wow! Vai, poți face niște chestii atât de nebune. Călin e mândru acum. Da, momentan. El sigur se uită acum Călinaciu. Zice, mamă, dacă pierde Teo, mănâncă ceva bun în momentul ăsta. Trebuie să aduc gloria Arsenalului. Un trofeu european. Ce n-a făcut Arsene Wenger. Bună pas, deschidere. Excelentă. Mingea mai departe. Aubameyang o centră și acolo. E greu să faci timingul la centrări. E greu, e foarte greu. O să fie foarte mult, de fapt, diferența o să fac între jucătorii care fac, au, sunt în stare să fac, fac un timing și jucătorii care apasă random pe butoane, cum am făcut eu. Nu, ce a fost asta? Aoleu, bă, la Cazer nu mă impresionează deloc. Cine ala? Aaron Ramsey. Ce să faci cu Ramsey? Dar cu ăla de cu numărul 34. Granit Xhaka. Uuu, ce scăpare acolo. Pac! Mingea pe jos. Poate fi un atac important. Dacă iese cum trebuie. Știi cum e. Bă, dar câștigă la Cazet. Ah, ce pas. Oh, ce gafă! Ce bine am trecut! Kepa! Îmi bazez pe Aubameyang. Să facă ce trebuie. Dar pasă, e cam... Opa! Opa! Cine era, mă, Kolasinac? Păi ce fac eu cu Kolasinac? Nu, no, scapă William. N-am pregătit, dar... a fost foarte greu. De ce m-am complicat? De ce n-am șutat? Lăsați un comentariu și spuneți-mi de ce n-am șutat. Chiar sunt curios de ce n-am șutat. Bă, acolo. Și acolo. Deci că e câmp de luptă. William,
Te-am rupt. Nu. Nimic? Da. Nu cred că fac așa ceva, nu pot să cred. Bravo, Leno. Leno, îngerul păzitor. Nu, hai, te trebuie să tu. A, da, Leno. Cum e? Parcă pune și chepa, la el e. De ce o boxezi așa, Leno? Ce a fost acolo? Repede. Un gol de la jumate. Golul meu. Dar s-a repliat portarul. Totuși Ozil. De repet. Paul Tat. Și ultima fază va fi a mea, deja am câștigat oricum Europa League cu Arsenal. Dar am o lovitură liberă. E Mesut. Mesut Ozil. În zi. Se dă corner, se dă. Da, ultima fază. Că evident nu o să mă mai lasă să mai atac, probabil. Cum ar fi să lase 1000 de minute prelungire? Dădeam Eurogol. Gata, final de meci. Arsenal câștigă Europa League împotriva lui Chelsea. Am reușit. Una e Emery. Uite, Aubameyang în minutul 45, singurul gol. Multe meciuri de 1-0, 2-1, nu prea am văzut. 3-2 ori, 3-3 ori. Da. Nimic. E destul de greu și cu finishing-ul. Asta este singura chestie. Nu-ți permiți să dai gol la fiecare ocazie. Și nu e doar la noi chestia asta, adică ne-am uitat și la mai multe persoane care testează jocul și e o problemă generală. Să sperăm că până lansează jocul o să fim acolo. In the zone, cum s-ar spune. Ia uite, o să se ridice trofeul. E UEFA Europa League. Cup UEFA. Frumos trofeul ăsta. Da, frumos, cu națiunile acolo. Elegant cât de cât. Adică Ramsey. Opa! Frumos. Frumos meci, frumos, frumos. La prieteni. Torul stadionului cu cupa, frumos. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like acolo. Uite cum mă ridică. Dacă acum nu mai ține mâinile prin ea, parcă. Parcă ține de ea cumva, cred că. Nu, la în joacă cu Ronaldo. Le place Cristiano. Fai Ronaldo pe aici, prin zonă. Ia uite, top, top, top. Bun, gata.